Consider eu o chestiune foarte importantă pentru toți sucevenii care au probleme și care au avut sau vor avea în continuare nevoie de a fi salvați prin această instituție. Până în ultima zi de mandat am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a obține și finanțarea pentru un elicopter, așa cum aveam discuții cu guvernul tăricianu la acel moment, dar acel elicopter a rămas în fază de proiect, pentru că imediat ce au venit la putere portocalii, aceștia nu s-au mai ocupat de proiectele inițiate pozitiv, zic eu, de către noi, și am ajuns la concluzia și am văzut că Gheorghe Flutur are cu totuși cu totul alte preocupări decât de a achiziționa un elicopter pentru cei care au nevoie de o deplasare rapidă pentru până la București, Cluj, Târgu Mureș sau oriunde în altă parte. Președintele Liberalilor Suceveni a spus că administrația județeană este mai interesată de alte proiecte precum Paștele în Bucovina, din care se poată băga bani în buzunar, decât de sănătatea populației. Astăzi mă alătur acestui demers în care am crezut și care a dovedit că se poate lucra profesionist, fără influențe politice, fără orice alt fel de natură ideologică, demers al cărui unic scop este acela de a salva vieți, și propun tuturor sucevenilor, dacă au 2-3 minute, să meargă la Shopping City, acolo unde este deschis un punct de completare și colectare a acestor declarații, pentru ca banilor să nu se ducă în bugetul de stat, iar statul să-i vireze acolo unde Boc și acoliților vor să trimită acești bani, adică în buzunarele unor șmecheri. Ștefan Alexandru Băișanu a declarat că sucevenii pot dona cu încredere cei 2%, deoarece banii sunt trimiși direct, fără a intra în buzunarele cuiva. Vă reamintim că prin această campanie fiecare angajat are posibilitatea de a redirecționa 2% din impozit către Fundația pentru SMURD. Din banii strânși în acest an se va încerca achiziționarea unui avion medical care să participe la misiuni umanitare pe întreg teritoriul țării.